Pentru că lumea relațiilor diplomatice nu stă niciodată pe loc, România deschide noi perspective economice în relațiile cu țările din Asia de Sud-Est. Un pas important este înființarea Consiliului de Colaborare Economică dintre România și Laos, stat care și-a deschis și un consulat onorific la București. Consiliul de Afaceri România-Laos este al treilea Consiliu de Afaceri organizat în România, după Consiliul Româno-American și Consiliul România-Kazahstan. De ce Laos și care este scopul înființării acestui Consiliu? În primul rând, este o plăcere pentru mine să fiu ca întotdeauna alături de Travel Mix, pentru că Travel Mix se ocupă de zonele cele mai frumoase. În urmă cu un an inauguram Consiliul România-Kazahstan și Travel Mix se bucura să fie alături de noi, transmitând despre o țară frumoasă în Asia Centrală. Astăzi ne-am mutat în Asia de Sud-Est, în zona peninsulei Indochina, în țara care este considerată cea mai bună destinație turistică pentru anul 2013, anume Laos. Fără îndoială că Laosul era o prioritate pentru diplomația românească. Laosul este principalul partener politic al României, este principalul partener diplomatic, avem un lung și consistent dialog între autoritățile cele două state și era cazul ca acest dialog consistent politic și diplomatic să capete și o turnură economică. România este o țară care ar trebui să fie interesată de Laos. Laos are totul de la un potențial turistic absolut fabulos, 3 milioane de oameni au vizitat doar în acest moment în care discutăm noi, de la 1 ianuarie până la 11 septembrie, peste 3 milioane de oameni au vizitat Laosul și au considerat că este una dintre cele mai frumoase ținuturi din această lume. Așa încât ar fi poate timpul ca și românii să descopere frumusețile Laosului, să descopere minunile istorice, minunile arheologice, să descopere mai ales minunile naturale. Aș spune că un asfințit de soare pe Mekong ar putea să fie o destinație turistică extraordinară sau o vizită în cea mai frumoasă oraș al Asiei de Sud-Est, anume Vientiane, capitala Laosului, ar putea să fie iar un reper. Așa încât prin acest Consiliu de Afaceri ne dorim ca exact aceasta să facă oamenii, să începe să călătorească în Laos, apoi să-și descopere gustul de a investi în Laos, apoi de a cumpăra produse din Laos și de a vinde la fel produsele și inteligența românească. Pentru că este nevoie și Laosul poate să devină poarta de intrare pentru produsele și inteligența românească în toată zona Indochinei. Exact asta vreau să vă întreb, că până acum ați spus o grămadă de lucruri pe care le vor face românii pentru Laos. Ce va face Laos pentru România? Laosul poate să facă enorm de mult pentru România. În primul rând, o participare economică de succes. Poate să aducă profituri pentru cei care vor să se orienteze pe piața Laosului. Poate să aducă profituri pentru agenții de turism, pentru tur operatorii care vor începe să construiască o relație pe zona respectivă. Să nu uităm că din Laos se poate ajunge în doar o oră de zbor în Vietnam, în Cambodgia, în Thailanda, în Burma, Myanmar sau în sudul Chinei. Adică exact destinațiile exotice și stranii pe care și le dorește orice român să le vadă. Și atunci Laosul poate să devină exact centrul, pulsul, dacă vreți, pentru și zona centrală pentru investițiile românești, pentru oamenii de afaceri și pentru călătorii români. Și în plus este o țară de o civilizație absolut fascinantă. Este o țară care te cucerește în primul rând toți care au fost călătorii în ultimii 500 de ani, au scris memorii și toți au spus același lucru. Ceea ce te unifică, ceea ce te face să-ți dorești să te întorci în Laos este calitatea umană, sufletul oamenilor de acolo din Laos. Dorința lor ca tu, călătorul, ca tu, străinul pe meleagurile lor, să te simți ca acasă, ca tu să devii partea familiei lor. Și această comuniune pe care o avem și noi România spune că este cel mai important lucru care ne unește pe noi, românii și pe cei din Laos. Dorința întotdeauna de a fi alături de prieteni, dorința întotdeauna de a-l face pe străin să devină imediat un membru al familiei noastre, un membru al cercului nostru de cunoștințe. Speranțele sunt foarte mari, deoarece am fost personal în Laos la invitația guvernului și a președintelui Laosului. Am avut o primire extraordinară, am văzut acolo oameni cu viziune, oameni care gândesc peste 10-20 de ani pentru binele țării lor și sunt interesați de absolut orice relație care ar putea promova relații de cooperare economică și de dezvoltare reciprocă a proiectelor Laosului și a României. Și astfel sunt toate argumentele pentru a
susține și noi din România. Ceea ce s-a întâmplat astăzi este o mare reușită și a României și a Laosului. Avem mari speranțe, mare încredere și potențialul economic de dezvoltare este imens. Ce credeți că poate aduce această cooperare benefic pentru România? Pentru România, în primul rând, ar putea aduce, este o țară care este în dezvoltare, dar o țară care nu este în zona prețurilor foarte mari, nu este în zona materiilor prime foarte scumpe. Deci este în acea zonă unde este foarte, orice relație este foarte rentabilă pentru România, pentru că noi promovăm relațiile cu Germania, cu SUA, care sunt, cum să spun, sunt prioritare, sunt pe primul loc, dar noi trebuie să fim foarte atenți la relațiile cu țările care nu au ieșit în față atât de mult sau nu am avut relații până acum, unde sunt nișe economice nedescoperite, neexploatate, folosite de noi până acum și există în absolut toate domeniile economice asemenea aspecte. Deci începând de la industria ușoară, începând cu turismul, cu produsele alimentare și așa mai departe. Sunt foarte multe exemple care pot fi promovate prin noi afaceri și noi relații economice. În Laos, oportunitățile economice pentru oamenii de afaceri români sunt excepționale. Prin poziția sa strategică, în centrul peninsulei Indochina, Laos reprezintă zona ideală pentru activități economice, pentru a răspândi bunurile și tehnologia românească în întreaga arie. Iată obiectivul pe care îl urmărește Mihai Prundianu, președinte al Consiliului de Afaceri România-Laos, o personalitate cunoscută a lumii economice. Încerc prin acest Consiliu de Afaceri să atrag capitaliștii români, să încercăm să promovăm produsele românești și pe alte meleaguri decât cele românești. Dacă ne aducem bine aminte, comuniștii români s-au prezentat foarte bine până în 90 la economia românească la extern. Capitaliștii români de astăzi nu știu ce au putut să facă, că văd că nu au făcut nimic pentru prezența noastră ca investițională în alte țări. Încerc prin acest Consiliu bilateral, Consiliu Economic Bilateral, să promovez produsele românești, tehnologia românească în țări din Asia. Și nu numai, ca idee. Încercăm să exportăm și capitalul românesc în afară. E o încercare. Nu știu ce succes vom avea, dar eu sunt sigur, eu cel puțin pe mine, că vom identifica oportunități de afaceri. În 2013, Laosul este cea mai bună destinație turistică mondială. Acest statut arată potențialul turistic al țării, dar și puterea sa diplomatică și politică. Irak și Kuwait sunt următoarele țări cu care România intenționează să înființeze consilii de colaborare economică.